Odată cu revizuirea planului urbanistic general al Pașcaniului, proiect aflat în derulare, ar urma să fie stabilite și principalele zone de dezvoltare urbanistică, dar și economică, ale municipiului, precum și infrastructura necesară. Documentul ar urma să fie finalizat în maxim un an de zile, dar pentru realizarea lui vor avea loc mai multe consultări publice. O primă întâlnire a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la primăria Pașcani între edilul municipiului și câțiva oameni de afaceri. A fost prezentată situația economică a municipiului, precum și proiectele avute în vedere de primărie, cu impact și asupra dezvoltării mediului de afaceri. De asemenea, reprezentanții societăților au fost întrebați despre planurile lor de dezvoltare și de sprijinul de care au nevoie din partea administrației locale. La discuție a participat și deputatul PNL Sorin Năcuță. El susține că municipalitatea are în vedere în principal amenajarea unui centru intermodal de marfă, dar și a unui parc industrial, având în vedere nodul de intersecție a celor două autostrăzi, A7 și A8, în apropiere de Pașcani, precum și modernizarea pasajului Peștișorul și a drumului național DN28A. Am participat săptămâna trecută la primăria municipiului Pașcani, împreună cu domnul primar Marius Fântânie, la o întâlnire cu reprezentanții principalilor societăți din municipiul Pașcani. Întâlnirea a avut ca scop o prezentare a situației economice de către domnul primar și proiectele avute în vedere de actuala administrație și perspectivele mediului de afaceri. Cu toții ne dorim o dezvoltare a municipiului și a zonelor adiacente, iar mediul antreprenorial este principalul pilon al acestui proces. Ca atare, domnul primar a dorit o consultare cu principalii reprezentanți ai mediului de afaceri. Intențiile dumnealor privind investițiile în municipiul Pașcani și în același timp opinia dumnealor legată de unele proiecte importante, cum ar fi parcul industrial, centrul modal de marfă, pe care ne-l dorim să îl implementăm în municipiul Pașcani, și alte proiecte de infrastructură, cum ar fi transportul public, modernizarea transportului public sau modernizarea drumului național DN28A. Înainte de această întâlnire, am avut o întâlnire cu secretarul de stat de la Ministerul Transportului, domnul Irinel Ionel Scrioșteanu, care a și vizitat municipiul Pașcani și locațiile a două obiective importante, și anume podul, pasarela de pe DN28A, cea de la trecerea căii ferate din zona lacului Peștișoru, și viitorul sau posibil amplasament pentru centrul modal, intermodal de marfă. Cu dumnealui am discutat ce pași ar trebui să facă municipiul Pașcani pentru ca aceste două obiective să fie realizate și să beneficieze de surse de finanțare. Întâlnirea cu oamenii de afaceri nu a fost anunțată în prealabil, iar presa nu a fost invitată la dezbateri. Inițial, primarul municipiului Marius Pintilie susținea că propunerile pentru noile zone de dezvoltare economică și pentru locuit ar urma să fie făcute de către specialiști, nu de administrația locală. Ele sunt obligatorii pentru că e parte din procedura clasică de actualizare plan urbanistic general. Bineînțeles, noi am avut și o perioadă de consultare, avem o parte din cerințele cetățenilor care au solicitat câte ceva legat de această actualizare de punct, unde se vor stabili sau unde se vor, cum să vă spun eu, continua aceste zone care țin de zone rezidențiale, zone comerciale, vă dați seama că astea vor veni la propunerea specialiștilor. Că noi putem să ne dăm cu părerea, dar cred că niște specialiști care trebuie să țină cont de argumentele, să zicem, din punct de vedere tehnic, pot face recomandarea unei să se mărească mai mult intravilanul, unde ar trebui să avem zone de case. Primăria nu are nicio solicitare în acest sens, nu? Primăria, în general, până acum au venit solicitări pe extindere intravilană. Majoritatea din ceea ce am văzut de la mapă este că lumea zice, domnule, aș vrea și eu aici unde am terenul să faceți intravilan.
Primarul municipiului susține că propunerile pentru noile zone de dezvoltare economică și pentru locuit ar urma să fie făcute de către specialiști, nu de administrația locală, chiar dacă municipalitatea a primit numeroase cereri de la cetățeni pentru extinderea extravilanului. Deciziile vor fi luate și în urma unor consultări publice cu cetățenii, susține edilul. Informez cetățenii că intravilanul nu se poate întinde la nesfârșit. Există niște limitări, deci am discutat eu cu specialiștii, puțin. Putem să întindem intravilanul, dar nu pe toată suprafața. Mai mult decât atât, dar trebuie să ținem cont și de tot ceea ce înseamnă infrastructura de comunicații existentă acum. Adică unde avem transport de camioane, acolo putem să ne gândim la zone industriale. Nu putem să cerem să facem o zonă industrială sau comercială într-o zonă în care nu avem infrastructură de acces acolo cu transportul greu. Deci chestiunile astea țin în mare parte de către specialiști, dar noi deocamdată am scos la licitație să vină un specialist care să se apuce de treabă pe acest subiect. Acum au început astfel de consultări în urma cărora va rezulta o variantă de actualizare a PUG-ului, care va fi supusă dezbaterii publice. Menționăm că pentru realizarea noului PUG al Pașcaniului, primăria va achita aproape 1 milion de lei, inclus TVA, din fonduri europene.